Bună dimineața! Cod QR descanat cu telefonul mobil ca să vedem pe site ce se întâmplă la horoscop. E o zi cu de toate, asta vreau să vă zic. În timp ce unele lucruri complicate ne reușesc, altele minore s-ar putea să ne dea bătăi de cap, dar o să ne descurcăm frumos, așa ne-am propus. Vibrația zilei este 5 și o să dăm de surprize la tot pasul, să știți. Să vedem ce se întâmplă în fiecare dintre zodii. Balanța, se poate să intervină ceva neprevăzut și să nu vă mai poată fi de ajutor un prieten sau poate un partener de afaceri. Scorpion, vă intră acei bani pentru care v-ați luptat și o să aveți ca să vă puteți deplasa în weekend. Săgetător, vă caută cineva care e de multă vreme plecată persoana și poate revine dacă vin răspunsuri afective din partea voastră. Capricorn, se poate să primiți o confirmare că puteți începe fie cursurile, fie lucrul acolo unde v-ați dorit. Vărsător, e posibil să întâlniți pe cineva care să vă intrige înainte să vă placă și o să descoperiți pe parcurs cât de minunată e persoana. Pești, vă caută cineva care v-a simțit lipsa și vrea să știe dacă relația voastră poate avea un viitor fericit. Berbec, o să revină cineva care a rămas legată sufletește de voi persoana și să-i spuneți dacă își face iluzii sau și voi simțiți la fel. Taur, se poate să începeți pregătirile pentru petrecerea de weekend și să vă dați peste cap să fie de toate și lucruri de calitate extra. Gemeni, ați putea relua o petrecere de timp liber, un hobby și să vă eliberați de tensiuni, să vă puneți în valoare creativitatea. Rac, sunt chestiuni de familie de rezolvat și o să aveți energia necesară să le duceți pe toate la bun sfârșit. Leu, se poate să vă găsiți ceva de lucru în particular și să fie o sursă de bani care să vă completeze frumos veniturile. Fecioară, poate vă dați întâlnire cu grupul, să puneți la cale o activitate care să vă facă plăcere și să vă scape de stres. O zi cu de toate!